Un lucru îmbucurător este că problema risipei de mâncare începe să fie inclusă pe agenda publică din ce în ce mai des. Iar asta nu ar fi posibil fără oameni ca cei de la Food Waste Combat din Cluj. De pe site-ul lor, aflăm că România se află pe locul 9 în Uniunea Europeană la risipa alimentară. În medie, un român aruncă în fiecare lună aproape 10 kg de mâncare. Food Waste Combat își propune să reducă risipa alimentară și face pași importanți în acest sens. A publicat prima carte din România care abordează problema risipei alimentare, organizează cine comunitare, discută cu copiii din școli despre efectele risipei alimentare și au creat chiar prima bancă de alimente din Cluj. Deschisă în toamna anului trecut, Banca de Alimente Cluj a salvat până la finalul anului 8,4 tone de mâncare, deservind 6 ONG-uri și 300 de beneficiari finali. De pe urma băncii de alimente beneficiază organizații care oferă servicii de asistență pentru copii și tineri nevoiași, persoane cu dizabilități, familii defavorizate sau vârstnici aflați în sărăcie. Dacă sunteți persoane juridice și credeți că puteți dona, nu ezitați să le scrieți un mail la adresa bancadealimentecluj@gmail.com. Surplusul poate proveni de la produsele care prezintă erori de ambalare, etichetare și gramaj, de la activitățile promoționale încheiate, mostrele gratuite sau produse catalogate la calitatea a doua. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați! Dacă ați aflat ceva nou și util, dați un share și abonați-vă la pagină pentru a nu rata următoarele clipuri. Numai de bine!